Una caldă, una rece pentru fotbaliștii dejeni din Liga 1. Revenind în formula de start a Rapidului după o suspendare de o etapă, atacantul dejan Ciprian Deac a avut o prestație bună în partida pierdută de formația sa cu FC Brașov. Singurul gol al partidei a fost marcat de Nuno Viveiros în minutul 36 al partidei. Ciprian Deac a fost însă unul dintre cei mai activi jucători giuleșteni în această partidă. Mai mult, în minutul 90 al partidei, jucătorul dejan a avut șansa de a aduce echipei sale un punct, însă șutul său din careu a trecut mult peste poartă. Pentru Rapid București, înfrângerea din etapa trecută cu FC Brașov este cea de-a treia înfrângere consecutivă înregistrată de elevii lui Răzvan Lucescu în acest retur de campionat. Dacă echipa dejanului Ciprian Deac a pierdut în această etapă, un alt dejan care evoluează în Liga 1 a sărbătorit duminică. Este vorba despre Paul Pap, fundașul Vaslui, care a avut o prestație bună în partida pe care echipa sa a câștigat-o în deplasare cu Dinamo București. Internaționalul dejan a fost folosit încă din primul minut al partidei și a primit un cartonaș galben în minutul 9 al meciului. În urma acestui rezultat, FC Vaslui a urcat provizoriu pe locul 3 al clasamentului cu 43 de puncte acumulate. Cipri, te rog să-mi vorbești despre ultimul meci pe care l-ai jucat ieri. Din păcate, echipa la care evoluezi tu, Rapid, a pierdut meciul de la Brașov. Cum a fost meciul? Tu ai fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Să vă dați seama, după o înfrângere și modul cum a pierdut, nu știu, nu prea mai sunt cuvinte de spus. Dar aveți o perioadă foarte proastă, trei înfrângeri consecutive și ne așteaptă miercuri un meci, pot să zic, decisiv și cel mai important din acest an, pentru că ne-a mai rămas, cum vedeți, cupa ca și obiectiv, pentru că de câștigarea campionatului ne-am îndepărtat foarte mult. V-ați îndepărtat, dar încă mai aveți șanse? Șanse mai avem, dar modul cum jucăm nu prea ne dă speranță în viitor. Nu știu ce pot să zic. Avem nevoie de un rezultat bun la Vaslui, a ieșit meciul retur. Avem nevoie să ne calificăm în finală, pentru că e obiectivul clubului și eu zic că în acest moment este cel mai important obiectiv și putem atinge. Cipri, tu ești practic doar împrumutat la Rapid până la finalul sezonului. Spune-mi, ți-ai dorit să rămâi la Rapid și pe viitor? V-am spus, am mai repetat de multe rânduri. Nu depinde doar de mine, eu sunt contract cu Schalke, la vară trebuie să mă întorc, dar până la vară mai e ceva timp și se pot întâmpla multe. Ința mea e normal să mă întorc în Germania. Am înțeles. Încă o întrebare, uite, tu ai evoluat și la echipa națională, unde ai făcut și meciuri foarte bune, vrei să fii din nou convocat? Sincer, mă gândesc, normal, pe orice jucător își dorește să joace la echipa națională, dar la modul cum joc acum, nu pot nicio speranță. Am avut evoluții bune și trebuie să revin cât mai repede să ajut echipa. Dacă voi juca bine, nu văd de ce nu să fiu chemat. Totul depinde de mine, de evoluțiile mele, dar principala mea problemă acum e echipa de club care, cum vedeți, nu traversează o perioadă bună și asta e doar asta în minte, să ne revenim cât mai repede.